Având în vedere repetatele încălcări de regulament privind discuțiile codate sau pe întuneric între anumiți concurenți, aseară ușile nu s-au deschis. Mamă, ce durere de cap m-a luat. De ce nu mai rezist? Atâta miștocăreală n-am pomenit. Băi, eu înțeleg o dată, două, trei, dacă se poate așa să ții în continuu, adică... Copil capricios, serios, și pretinzi că vrei să te căsătorești? Mă îndoiesc. Bărbatul ăla fuge de la tine din prima zi. Poate nici nu merge în curtea ta, bărbatul ăla. A, mă gândeam la tine. Am continuat și eu, Miruna nu-i pe fază. Ia, și asta e bine că nu-i pe fază. Mă urc prea tare capul și încerc să nu stau să dau importanță și atenție la toate chestiile astea, credeți-mă. Adică acum pe mine o să mă ia tot timpul cu urmăritorii, știi? De coadă până... Și de ce nu zici nimic? Să-mi pun minte cu un copil? Și zici da. Chiar îmi doresc ca susținătorii mei să te futezi să pleci, că îmi doare capul. Ia uite mă, frate, în loc să stau și acum cu el, stăm ca în tabăra de fete. Păi da, că na. Și măcar pedeapsa, pedeapsa. Trebuie respectată și pedeapsa. De ce? Asta a fost pedeapsa. Cu pedepsele astea până la urmă, pedeapsa, dar să le țină închise undeva și gata. Dar care găsește să stea izolat? Nu, serios, tu ai știut că e pedeapsa? Adică? Că nu a lăsat băieții în seara asta? Da, așa a zis la capricii. Păi aia zic și eu, că tu n-ai știut până atunci, nu? S-au știut? Știu, dar ce știam, știm vreodată că se deschid duce, nu știm. A zis că e pedeapsă? Da, că asta a vorbit la Luca cu Adina prin semne și din cauza asta nu se mai deschid dușile în seara asta. Sâmbăta viitoare iar se sparge pe tigea la 12% tot așa, nu? Adică acum noi trebuie să stăm, nu să suferim tu, pentru cineva. Păi atunci nu mai, nu mă, nu cred. Vă zic eu cum să fac așa. E așa, așa zis. Dar așa mai bine te duci acasă și gata, stai cât vrei tu cu omul ăla și la revedere. Păi, dar e ok, înțeleg că sunt niște reguli și că nu se deschid mereu ușile sau chestii din asta, dar acum nu mai face nimic, nu? Păi așa stau numai cu fetele și cu mamele. Stau așa. Că am venit să învăț cum e să trăiesc cu femei în casă și... Doamne, mamă, ce nervam. Calmează-te, serios, dacă nu... Dar tu, bine, doamnă, dar n-am dreptate. Păi, dar e 11 noaptea. Stai calmă și mâine vezi ce va fi. Iar zic că tac și tu nu poți să tac. Poate nu o să fie așa, poate... Ce anume? Poate nu o să fie așa. E, da, dar cum o să fie? Zice lumea. Aha. O să fie cum o să fie invers. N-am înțeles de ce pun pedepse ca să afecteze restul casei. Lăsă să pună pedepse să afecteze ei, persoanele respective. Ei, că altfel n-ar mai fi ce. Fiecare are arbușit și-ar vedea pătrățica lui. Nu-i logic dar ideea să sufere că, toți? Da, dar ideea este că oricum dacă suferim noi celelalte nu se schimbă. Și dacă faci în adins, știi, iar e rău. Da, și o să fac așa în continuu, pentru că n-au cuplu sau sunt într-o cunoștere și ei nu le interesează și aia e. Zis. Asta în continuu o să se întâmple, nu o să se schimbe nimic. Dar măcar pentru Roxana, că are cuplu să nu mai facă chestii de-astea, dacă toți sunt ele prieteni. Chiar crezi în prietenia asta lor? Mai să fim serioși. Nu pot să-mi bat capul. Dar nu cred. Nu, pur și simplu aici n-are cu cine să discute de astea prieteniile astea. Iată, de exemplu, eu sunt prieten cu tine, că eu mă gândesc și la tine. Asta da prietenie. Dar când ești egoist și te gândești doar la tine, asta nu e prieten. Părerea mea. Eu așa văd prietenie. Tu, Miruna, aveți aceeași vârstă voi două? Da? Poate nici pe Roxana nu o deranjează că nu-și vede iubitul. Așa totul ține de maturitate, de educație. Da, de vârstă. Și eu niciodată n-am fost o persoană egoistă. Da, dar în așa situație n-ai cum să fii egoist. Păi asta zic și eu. Ești conștient că n-ai relație, ai relație, dar totuși trebuie să mai ții cont că... Iată, de exemplu, nu am relații, dar mie îmi pare rău că asta cum s-a deschis ușa. Voi nu înțelegeți că degeaba îi explicăm că faci din ambiție? Faci din ambiție. Și atunci nu are rost. E ca copilul ăla mic când el vrea o bomboană și dă din picioare până nu îi cumpe. Dar ideea este că eu nu înțeleg ce vrea ea să obțină, că nimeni nu i-a făcut nimic. În afară de X și Y. Subiecte. Că altceva n-ai ce. Subiecte. Și eu sunt deranjată, s-a văzut că sunt, n-am nicio, nu pot să fac nimic în privința asta. Doare pentru ce a fost votată, nu înțeleg. Habar n-am. Pentru show. Mie îmi părea rău dacă pleca și ea. Doar pentru show, crede-mă, că pentru altceva nimic. Pentru show. Miruna, vreau să spun ceva. Ia, stați așa să mă așez, că mie cum ia cu leșin. Tu când o fi să pleci de aici,
bine vorbesc, până în ziua, ultima zi. Când te-a propus spre eliminare, tu și începi să-ți faci bagajul, că stai o săptămână n-am și încă să, una. N-am fost să mă propună doamna. Nu, vreau să mă spun și eu. Lumea. Nu plec de aici nici moartă. Hai, dar dacă ar fi să fie așa, tu trebuie să începi cum te-a propus. Nu. Cum trebuie să începi? Că e mult de strâns. S-a referit că tu mult... Păi îmi iau pozele și am plecat. Nu, vezi că tu mult timp te joci aici, da, înțelegi? Da, da. Vezi tu. Tot nu am doamnă cum să mă dea afară. Dar nu, pici, da, asta. De-aia sunt de afară. Zic că ai mult dacă de strâns. Dacă nici pe mine nu mai țin care am cuplu și arăt aici ceva, atunci pe cine să țină? Ce ați făcut? Nu trebuia să-mi strâng nimic pentru că oricum le țin în geamantane. Unul la mână. Și cui nu-i convine, poate să facă la fel ce a făcut și Inga, să-și roage din nou. Ce ați făcut, v-am întrebat, de a primi casa sancțiune? Eu cu Raluca, într-o noapte... Ca să nu se aprindă becurile, m-a întrebat ce caut în sertar și am arătat cu un becișor de ureche. Asta a fost tot. Ca să nu se aprindă becurile, nu am vorbit. Colegii mei îmi spun că au fost mai multe momente care au fost semnalizate. Să ne arate și noi, măi. Pe bune, Raluca? Păi nu, dar unele sunt doar... Nu se pare că e un pic cam mult? Păi așa nu, ca da. Atitudine. Ok, față de fete, da, ca mine, față de mine, tu te răstești la mine, dar tu îmi ceri mie. Dacă eu le spun telespectatorilor că au fost mai multe, adică telespectatorii te cred pe tine sau mă cred pe mine? Păi nu, dar nu facem asta cu intenție, pur și simplu ca să nu... Dar voi știți că nu aveți voie! Este regulamentul Casei Mireasa, pentru că sunteți un reality show filmat și difuzat 24 de ore din 24. Și pentru ca oamenii care se uită la voi și care vă votează și care vă trimit cadouri și care s-au atașat de voi, să vadă în permanență ce faceți. Știați că este contrar regulamentului. Nu am vrut să se aprindă becurile, pentru că se isca alt scandal, doar din motivul ăsta. Ok, știi, nu vorbești. Sau ceva. Este cumva asumată treaba asta de către toată lumea. Poate și mamele vor să vorbească după ce se sting becurile. Dar dacă nu ai voie, nu. Aveți toată ziua la dispoziție să discutați. Dar nu am să vorbim, doar i-am arătat ce am scos din sertar în momentul acela. Dacă se referă, nu știu, la, eu asta am în cap, în moment, dacă se referă la un, nu știu, la ce se referă. Tu știi foarte bine că acest reality show este filmat 24 de ore din 24. Da. Ok. Eu nu-mi caut scuze, mi asum tot ce fac. Uite, îți dai seama că deranjezi cu faptul, da, că nu conștientă. Ții cont și de ceilalți, că nu este doar despre tine aici, oricât ai fi, da, de nemulțumit, oricât ai fi de poate frustrată și îți înțeleg frustrarea că poate n-ai găsit pe cineva acum. Dar sunt oameni care, uite, își doresc să își trăiască iubirea în casa mireasa. Da, sunt conștientă de toate acțiunile mele. Și de ce o faci? Intenționat. Ca să-mi fie mie bine. Și dacă, fiindu-ți ție bine, le faci rău altora, ești ok cu tine? Da. Ok. Da. Și atunci să stăm ca într-o tabără de vară. Suntem ca la grădiniță. Cu mame și cu fete și partenerii dincolo. Că de asta am venit la un show matrimonial, să stau cu fetele și să ne facem unghiile. Toată lumea știe regulamentul, toată lumea știe regulile. Da, și am vrut să tac, să nu mai intru în discuții de dragul lui Cosmin. Dar nu am cum, deci tremur de nervi. Dar rogă și tu susținătorii să mă voteze. Dar chiar vă rog mult, că tot sunt pe locul 2 și sunt foarte mulți susținători, să o votați să plece acasă, că acolo e liniștită. Gata, o să mă votez. Oricum nu ține cont de nimic, nici de trezirea de dimineață, poate să treacă și a treia melodie, că pe Adina nu interesează, adică trebuie să mergem la ea ori mama săptămânii de obicei, că eu nu mă duc să o trezesc, ca să tragem de ea să trezească din pat, că nu ne pasă de regulament, nu ne pasă de regulă, nu ne pasă de nimic. Știi că sfidarea asta, adică ce vrei tu să arăți cu chestia asta? Că ești puternică? Că nu-ți pasă de nimeni? Nu neapărat asta. Dar? Pur și simplu fac ce mă face pe mine să mă simt bine. De ce să mă trezesc dimineața dacă nu fac asta nici acasă? Pentru că știai că așa e în casa mireasa, ce să vezi? Așa simt nevoia să le cer părerea băieților, dar o să avem, pentru că să știi că e mare revoltă în casa băieților în legătură cu subiectul Adina și avem un material un pic mai târziu.